vreți să chem Salvarea, fără mișo. Da, doar acrile, acrile. Bă, jur. Salvarea? E super milă de tine, dar n-am știut să adică Salvarea. Chiar cred că o fi, mă jur. Hei, sunt Montrei și astăzi am revenit cu un nou challenge picant. Suntem la The Burger Factory și astăzi Alin, din spatele camerei, ne-a provocat să mâncăm cel mai iute burger din lume. Avem aici sosul Carolina Reaper, care este unul dintre cele mai picante sosuri pe care le poți cumpăra. Are undeva la 2-3 milioane de unități Govile. Capsaicina din Ardei se măsoară în aceste unități. Și aici avem sosul care m-a făcut să leșin și pe mine că am plâns 5 minute de lângă 6.400.000, având în vedere că un sos Tabasco obișnuit are 20.000 de unități. Asta înseamnă că dacă iei un strop din sosul ăla, ești par. Cu aceste sosuri am condimentat burgerul, de asemenea avem și foarte mulți ardeiuți, cartofii sunt, nu mai sunt cartofi de mult, sunt boia, peste tot, plin de boia. Uscat. Avem de asemenea un burger destul de mare, cred că are undeva la 4 kg. De asemenea, nu uitați că dacă vreți să mâncați niște burgeri super, super buni, veniți aici la The Burger Factory și ce e mai bun. Dacă vreți să mai facem vloguri picante și în care mâncăm foarte, foarte multe tâmpenii și după avem de suferit, mai ales pe WC, nu uitați să băgați un like, un comentariu și un share la clipul ăsta, să vă abonați la canal în caz că nu ați făcut-o încă, să le dați și un follow pe Instagram băieților și lui Alin. Hai să vedem ce e în burger. Mamă, deja a venit un miros de la... Mamă, vine miros de sos de la iar, am avut coșmar a doua noapte. Deci și chifa este roșie. Știți că eu mănânc foarte picant de obicei și am încercat toate prostiile existente și am mâncat tot ce se poate picant din București și din afară, dar vă zic sincer, sosul ăsta, mă rog, ăla mai e cumet, dar ăsta e... Nu, primă. Cred 100% că dacă cineva dă ăsta pe gât, moare. Și eu cred, deci... Eu am mâncat nici un mililitru, cred, și să vă zic stările, cum a început. Eu uite-l pe ăsta. De ce e picantă carnea, mâncați așa? Uite în bătaie? E ok sosul. M-am mutat așa. Hai băieți, vă-ți stă așa că nu-i chiar ok. Am prins sosul ăla direct. Deja am început. Bă, ăsta mereu că mănâncă picant sughiță, mă, dar nu stai faza. Băi, la multe unde faci asta. Da? Da, se întâmplă des. Deci, zic sincer, cred că e cel mai mișto burger pe care l-am văzut, adică condimentat așa, plus cu astea, zici că e drag. Ce e bun? Mamă, zici că nu te-ai obișnuit. A intrat dracu în el. Iar începe coșmarul. Chiar e bun. E bun, e bun. Vă zic ce simțim. Dintr-o dată te ia amețeală așa, nu știu ce se întâmplă cu tine. Începe să-mi curgă lacrimile. Dar nu e iute deloc. Nu, nu. Nu uite deloc și roșu la față. Bă, eu văd încet așa, bă, nu? Crește temperatura corpului direct. Nu mai mă, haideți să începem, fiți atenți. Ești nebun? Bă, mă măsură gâtul rău de tot. Eu leșin moblul ăsta. Bă, cum are să-l ia la spitalul pe Teo? Izoleta? Vine Izoleta, Teo? Mamă. Hai să-i dăm. Nu vrei să întorci puțin burgerul să vadă lumea cât am mâncat? Întoarce-l tu, că... Hai să vedeți cât am mâncat din el. Bun, ia cuțitul ăla de acolo. Vai. Trage, 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 trage. Vai cum e burgerul ăsta. Trage, trage și pe. Uitați cât am mâncat. Foarte mult. Vai, pătă, mi-a de creierul. Dar nu vrei să faci challenge-ul cine plânge primul? Când se termină challenge-ul ăsta? Vă jur că îmi tremură tot corp. Challenge-ul se termină. Când mori. Bă, Teo, mai lasă cartofii aia și pentru mai târziu, mai bagă burger. Bă, dar nu mănâncă din burger. Bă, bagă burger care mi-a dat afară. Mai lasă, bă, și pentru mai târziu. Bă, mi-e rău de tot. Vezi că dacă mănânci doar cartofii, ca și cum ai bea lapte, tot trebuie să bagi sos. Bă, abia am mușcat din asta, mă. Vezi că noi am mâncat, am luat două guri din ardei. Tu ce ai făcut? Bă, da, bă, nu știu dacă înțelegeți. Eu dacă încerc să respir mai tare, trag aer cu tot cu sos de ăsta pe gât și mănânc. Mă copleșește. Mă copleșește, am spus. Deci te omul la de 10 minute mănâncă numai salată de acolo de jos. Bă, mai mănâncă așa din burger. Deci mai salată și roșii de acolo de jos. Bă, nu, ia. Ia-l. Noi am luat două beri. Mi-am dat pe la nas. Bagă-l. Mă, mi-am dat cu sosul ăsta pe la nas. Mamă, zici că-ți cuflă pe nas. Mamă, cum e ardei ăsta. Ah. Bă. Uitați-vă la el cum arată. Bă, mi-am dat cu sos în nas. Vai. De ce mi-ai dat mar de acum, mar de rău? Vai, bă. Știți care e faza? Ziceți că e acid sosul ăsta. Eu după challenge-ul lui Teo, când am gustat sosul ăla, m-am spălat de 5 ori pe mâini și seara mi-am pus mâna la loc din greșeală. Deci n-am mai văzut câteva 15 minute, n-am mai văzut, nu mai putem de usturime. Bă, ăsta e cartofan. Mai iau un ardei. Dar iau gură, calmea. Păi am luat, bro. Blană. Puse minte. Ce bure ai, mă, mâncați-și?
ce. Vrei, mă, să vezi ce înseamnă gură ca lumea? Te uiți? Ia. Yeah. Frasă de Dumnezeu. Ia, mă, vrei să iau și eu? Așa? Ia. E bine? Da. Oh. Hai de cap, mă. Mama. Mă, mă, cred că tu cum mă iau. Mamă, mă, cum e ardei ăsta. Bă. Mă. Deci are două rânduri de carne. Chima care au luat. Fost îmbăiate în sos. Am luat jumate din asta. Bă, tot nu-mi ți-e rușine, mă, tu vezi că te-am mâncat din burger. Ia jumate din asta, știu, mă. Dar iau altul. Ia. Bă, cred că... Jumate, cât vine. Ia. Așa. Bă, vreți să o dăm ca lumea? Vreți, să, vreți să vedeți cine e regele pe iute? Regele. Eu. Ah, cred că mare de asta. Bă, tu ești bolnav la cap? Doamne, frâși. Bă, mă, între, înțeleg că vrei să iasă vlogul tare. Te ia izoletă de aici. Mă, să mor tot. Nu. Nu, asta e... Știți ce mi s-a întâmplat? Am luat suc și mi-a venit pe nas. Mamă, era s-o comit iar. Bă, au trecut 30 de minute de când... A trecut 30 de minute de când ne luptam cu burgerul ăsta. Am mâncat tot ce se poate mânca, am băgat și sos de ăsta, jale. Și a mai rămas doar nesimțitul ăsta pe masă și dacă tot e aici... Jale. Eu zic doresc să termin. Că ar fi corect să băgăm fiecare cu un cartof. N-ar fi corect, dar fi tare să iei tu. Păi iau și eu. Jur că ai respectul meu și te aplaud. Și eu. Păi mă ridic și în picioare. Păi nu mai bine luăm toți și ne aplaudă băieții? Nu ne aplaudă nimeni. Mai bine iei tu și te aplaudă toată lumea de aici. Nu mai pot să fac așa ceva niciodată. Mi-a ars stomacul, încă m-arde stomacul de 2 zile. Eu nu pot să repet experiența cu ăsta, jur. Bă, deci am rămas ultimul în picioare, da? Și e prima oară când dă. Fiindcă am rămas ultimul în picioare, țin asta de lapte pentru că aici chiar e grav. Deci aici chiar e groasă și nu te joci cu sosul ăsta, deci chiar leșind de la ăsta. Ia-ți mai dau un fari. Lasă, rege, mă. Zice Dima că n-am eu tu pe o să dau, deci eu când mâncam... Sigur n-o să dai cât am dat eu. Mâncam picant, ești neun. Asta mă fi bună, că tot ai dat și tu. Ok, deci aici e sosul, da? Deci jur că vine toată lumea și-l aplaudă aici. Bă, poate pare că exagerăm pentru un cartof, dar mâncam... Bă, vă juri, nu, sosul bă, ăsta deci e de nedescris senzația... Bă, Montrei, îți jur... Ai tot respectul meu, Teo, ridică-te în picioare. Bă, jur că e... Eu știu ce zic pentru că eu l-am luat pe vlogul Teo. Trebuie să vedeți reacția mea acolo. Faza nașpa la ăsta e că te ia... Te ia cu delay mare. Da, asta și e. Știu și eu. Mamă, cavă. Nu beau lapte. Mi-e milă rău de-l, frate. Nu o să poți să dai outro, că nu mai poți să vorbești de la iuțeală, știu cum e. Bă, dacă vrei, îl dau eu. Mi-e milă rău de-l și are tot respectul meu, frate, că am trecut prin asta. Mi-a dat lacrime. Next level, iau-te direct. Ai tot respectul meu, Montrei. Ia de la... Toată lumea like, vă jur, acum e cea mai periculoasă chestie și cea mai... Respect, Montrei, că a plâns aici pe vlog. Mamă, dați tot laptele, bă. Mamă, mai nasul mai roșu decât alu tata aia. Ești că e rotul. Eu transpirație, mai cu bun raile de acum. Nu mai pot, jur, cred că mi-a luat scutare. Aduceți o vacă, frate, nu o să... Am băut 3 pahare de lapte, nu mai pot. Bă, Dima, după cât timp ți-a trecut ieri mâncat? Rău, foarte rău și mi-a fost rău toată ziua și toată seara și toată noaptea. A few moments later. Dima, vreți să chem salvarea? Fără mișo. Mi-a dat lacrimile. Bă, jur. Chem salvarea? Ajută gheața? Da. Da. Pune pe lingă un cup de gheață. Nu pă pune pe lingă, m-a ajutat. A turnat lapte în pahar. Interziceți dracu sosul ăsta, că moriți. Bă, jur, ar trebui interzis. Super milă de tine, dar n-am citit ăsta, adică să chem salvarea. Chiar cred că o fi mă, jur.
Băi, deci vă jur că n-am exagerat 1%, deci m-a spart sosul ăsta. Hai să încheie și vlogul de azi. Îi mulțumesc lui Alin pentru, de fapt, să nu știu dacă să-ți mulțumesc sau... Plăcerea mea, plăcerea mea, băieți. Mamă, ce... Vă mulțumesc pentru burger, a cei fost mai foarte tari bun. Burgeri. Dar dacă veniți la el, încercați alte chestii, nu încercați ăsta. Are vreo 80 de burgeri, meniul pe ăsta să-l evitați. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să butiți butonul de like, să lăsați un comentariu cu părerea voastră. Și să-mi spuneți care a fost cel mai picant locul pe care l-ați mâncat. Să dați un share la clipul ăsta ca să-l dați toți prietenii voștri. Și să vă abonați la canal ca să nu ați făcut încă. Să le dați un follow băieților, le găsiți acolo jos în descriere, profile de Instagram și canalul de YouTube. Eu am fost Mătre, sper să ne mai vedem data viitoare dacă nu intru în comod pe vlogul ăsta. Ciao!